Bună, dragilor, sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, o altă frumoasă carte scrisă de doctorul Joseph Murphy, intitulată Religia Nucleară, cu trei capitole extrem de interesante. Așadar, vă invit să ascultați, așa cum v-ați obișnuit deja, o minunată scriere a doctorului Joseph Murphy, un mare mistic care a fost inspirat de scrierile lui Thomas Troward și sper că într-o bună zi să reușesc să definitivez și cartea pe care am început-o de Thomas Troward, dar este într-adevăr o traducere mai dificilă, așadar vă invit să ascultați Cartea Religia Nucleară, capitolul 1, Religia Nucleară. Se vorbește de era electronică, de era atomică și de o putere nucleară de neconceput. Oriunde te duci, auzi oamenii vorbind despre descoperirile minunate din domeniul științific. Unii dintre oamenii noștri de știință modern vorbesc despre călătorii interplanetare într-un viitor nu prea îndepărtat. Referitor la puterile din interiorul omului, acest lucru este foarte interesant și semnificativ. Dar cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor este că omnipotența se află în interiorul tău. Fiecare om are în el o inteligență infinită, o înțelepciune fără margini și puterea care mișcă lumea. În urmă am citit despre o femeie care a ridicat un camion care îi imobilizase soțul. Vecinii se mirau și se întrebau cum a reușit acest lucru, pentru că ulterior patru bărbați nu puteau ridica același camion. Cum se face că această femeie fragilă a reușit să facă ceea ce patru bărbați nu au fost în stare să facă? Văzând nevoia urgentă, ea a apelat automat la puterea din ea și, fără să se îndoiască niciodată, a primit toată puterea de care avea nevoie pentru această ocazie. Aceeași putere din noi toți este capabilă de eforturi extraordinare și supraomenești, iar în momente de urgență și de mare nevoie o invocăm. Este credința care mută munții din loc, Doamna Olive Gaze, soția regretatului filozof, doctorul Harry Gaze, mi-a adus la cunoștință povestea unui băiat pe nume Michael Little, în vârstă de 15 ani, care a ridicat de unul singur un stâlp de poarte de peste 300 de kilograme, care căzuse peste o fetiță. Mai târziu, doi bărbați puternici nu au putut mișca poarta. Începe acum să gândești, să simți și să știi că omnipotența este în tine. Contemplă-ți puterea transcendentală. Biblia spune că Dumnezeu locuiește în om, iar cu această putere a lui Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Aceasta este cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor, mult mai importantă decât orice descoperire făcută vreodată de om. Indiferent care este problema, indiferent de dificultate, poți invoca momentan puterea Dumnezeu transcendentală care poate face toate lucrurile. Energia atomică și puterea termonucleară sunt perfect inofensive, căci forțele și puterile naturii nu sunt rele, ci neutre. Energia nucleară sau atomică nu au un scop anume, omul le dă un scop. Același vânt care va sufla o barcă pe stânci o va duce în siguranță în port. Focul îl va arde pe om sau îl va încălzi în funcție de modul în care îl folosește. Apa îți va potoli setea, dar o poți folosi și pentru a neca un copil. Electricitatea poate fi folosită pentru a lumina casa, pentru a aspira podeaua, pentru a prăji un ou, pentru a conduce un tren și pentru nenumărate alte scopuri care să binecuvânteze și să ușureze poverile omenirii. Dar omul poate folosi aceeași energie electrică și pentru a electrocuta pe cineva, sau poate face mine electrice pentru a-și distruge semenii. Binele și răul sunt mișcările minții omului în raport cu principiul vieții, care caută veșnic să se exprime prin fiecare dintre noi ca armonie, sănătate, pace și expresie adevărată. Cuvântul rău vine de la viață. Când îl inversezi, ai cuvântul rău, ceea ce înseamnă că trăiești viața pe dos. Cuvântul diavol înseamnă de rău sau rău. Un mod simplu pentru omul care merge pe stradă de a privi binele și răul este să îi spună cum folosesc acest principiu al vieții. Lasă această putere să curgă prin mine în mod constructiv sau destructiv. Gândește binele, și binele urmează. Gândește răul, și răul urmează. Religia nucleară se ocupă de unica putere universală din toți oamenii, care ar trebui folosită în mod constructiv, armonios, pașnic, cu dragoste și în scopul de a binecuvânta întreaga umanitate. Cuvântul religie înseamnă să te legi de Dumnezeu. Înseamnă relația ta personală și intimă cu principiul divin al vieții din interiorul tău, care este frecvent numit Dumnezeu. Biblia spune: Dumnezeu este viața. Tu ești viu cu viața lui Dumnezeu. Există un singur principiu de viață, iar acea viață curge acum prin venele tale. Dacă te vei ruga în acest mod simplu pe care ți-l sugerez aici, sunt sigur că îți vei transforma viața. Timp de aproximativ 15 minute, în fiecare dimineață și seară, așează-te în liniște, relaxează-te, lasă-te în voia întâmplării și afirmă cu blândețe, cu dragoste și respect, după cum urmează: Dumnezeu curge prin mine, Sub formă de armonie, sănătate, pace, bucurie, integritate, frumusețe, loc adevărat, iubire și abundență. Mă bucur și mulțumesc că sunt un canal care curge liber pentru forțele divine. Atunci când în mintea ta vin gânduri de teamă sau de îngrijorare, afirmă cu îndrăzneală, dragostea, pacea și puterea lui Dumnezeu curg prin mine. Nu te lupta cu gândurile negative. Când camera ta este întunecată, nu-ți spui că vei scoate întunericul cu lopata. Din potrivă, aprinde lumina. Învață să cânți frumusețea binelui. fă -o de o mie de ori pe zi dacă este necesar. A te ruga înseamnă a gândi. Gândul tău este rugăciunea ta. La ce te gândești acum? Baza religiei universale, nucleare, este dată în cartea proverbelor. Cum gândește un om în inima lui, așa este el. De fapt, acest adevăr biblic este baza tuturor religiilor atunci când acestea sunt dezbrăcate de toate ambalajele și capcanele exterioare. De exemplu, inima este un vechi cuvânt caldean care înseamnă mintea ta subconștientă. Ea este numită subconștient sau minte subiectivă, deoarece este supusă gândirii obișnuite a minții tale conștiente, raționale și analitice. Semnificația citatului este evidentă. Înseamnă că modul în care gândești și simți cu adevărat despre viață, despre tine însuți, despre aproapele tău și despre lume, îl exprimi și îl manifesti în toate fazele vieții tale. Gândurile sunt lucruri, Gândurile tale sunt creative. Emerson spune: Omul este ceea ce gândește toată ziua. Gândurile și sentimentele îți creează destinul. Acesta este motivul pentru care îți modelezi propriul viitor. Despre asta este vorba în religie, indiferent de toate etichetele. Gândul ideea sau imaginea mentală pe care o simți ca fiind adevărată este imprimată în subconștientul tău și tot ceea ce este imprimat este exprimat. De exemplu, poți avea gândul că această putere atomică va fi folosită pentru a propulsa nave pe mare, pentru a conduce trenuri, automobile, avioane, pentru a încălzi și lumina casele, pentru a dirija navele sub apă și pentru a efectua nenumărate alte servicii. Toate acestea cu scopul expres de a face viața mai minunată. Poți, de asemenea, să inversezi utilizarea acestei puteri și să direcționezi această energie atomică în scopuri de distrugere. Din nou, acesta este rezultatul mișcării propriei tale minți. Nu este vina energiei atomice sau termonucleare. Puterea se află în om și nu în energia nucleară. Toate invențiile minunate din lume sunt gânduri ale oamenilor exprimate. Biblia spune, moartea și viața sunt în puterea limbii. Îți folosești puterea vorbirii pentru a decreta sănătate, armonie și fericire? A gândi înseamnă a vorbi. Cuvintele tale sunt gânduri exprimate. Ai sau poți avea control asupra gândurilor tale? Și, prin urmare, asupra vorbirii tale. Un alt citat frumos din Biblie este: Alegeți astăzi cui veți sluji, alegeți viața, dragostea, adevărul, frumusețea, siguranța și bogăția. Tu ești aici, pe această planetă, pentru a reproduce calitățile, atributele, potențele și aspectele lui Dumnezeu. Ești aici pentru a descoperi bucuria de a trăi și pentru a face din această lume un loc mai bun în care să trăiești pentru copiii tăi și pentru copiii copiilor lor. Ești aici pentru a îmbunătăți umanitatea și a promova pacea. Ca urmare, se poate spune despre tine că lumea a fost binecuvântată pentru că ai pășit pe această cale. Dumnezeu sau această inteligență infinită care a creat toate lucrurile este infinit. Nu pot exista două infinite, deoarece unul l-ar anula pe celălalt și ar exista haos și discordie peste tot. Infinitul nu poate fi divizat sau multiplicat. Dumnezeu este omnipotent, creatorul tuturor lucrurilor vizibile și invizibile. Omnipotența înseamnă cel atotputernic, fără ca ceva să-i se opună sau să-l provoace. Dacă ar exista vreo putere care să conteste, să neutralizeze sau să zădărnicească omnipotența, Dumnezeu nu ar fi suprem. Cuvintele diavol, satan, etc. înseamnă neînțelegerea, aplicarea și interpretarea greșită a legilor vieții. Vechii evrei spuneau că diavolul înseamnă Dumnezeu cu susul în jos, adică conceptul sucit și distorsionat al omului despre Dumnezeu. Experiențele tale bune și rele depind de modul în care folosești acest principiu al vieții din tine, care este veșnic întreg, pur și simplu în natura sa ultimă. Există rău în lume pentru că oamenii au gânduri destructive, vicioase, mai mult ei înșală, fură, fraudează, mint, ucid, etc. Inumanitatea omului față de om face ca nenumărate mii de oameni să jelească, dar aceasta nu înseamnă că există o putere rea care se luptă cu binele. Este vorba de folosirea abuzivă a minții de către om pentru a mutila, răni și distruge. Nu există nicio lege care să l oblige pe om să urască, să aibă resentimente și să nutrească gânduri răzbunătoare și ostile. Aceste otrăvuri mentale generează emoții care se încolăcesc în subconștient și care, fiind negative, trebuie să aibă o ieșire negativă, ceea ce duce la ulcere, hipertensiune arterială, gastrită, artrită și diverse alte tulburări psihosomatice. Toți gânditorii științifici de astăzi nu privesc Biblia în mod tradițional. Biblia este un manual de psihologie care se ocupă de legile spirituale. Ea ne spune cum intrăm în necazuri, și apoi relatează cum să ieșim din ele. Biblia spune că așa cum seamănă omul, așa va și se cera. Acest lucru sugerează că toate experiențele, condițiile și evenimentele noastre externe sunt rezultatul gândirii noastre interne. Dacă omul își îndreaptă corect gândirea, acțiunile sale vor fi în mod inevitabil corecte. În același mod în care o anumită reacție chimică va urma unei anumite combinații a ingredientelor necesare. Dacă dorești să schimbi condițiile, trebuie să-ți schimbi gândurile și să vezi lucrurile așa cum ar trebui să fie. Dacă un om nu-și cunoaște puterile minții sale minimalizează lucrurile intangibile și nu vede puterea ideilor încărcate de entuziasm, el nu este în contact cu lumea cauzală din interiorul său. Amintește-ți că principiul vieții este în interiorul tău. Acest principiu viață este numit sub multe nume, cum ar fi Dumnezeu, realitate, inteligență infinită, natură, Allah, Brahma, minte infinită minte universală, eu sunt, înțelepciune, bătrânul zilelor, ochiul la tot văzător, tatăl nostru, unicul, prezența vindecătoare infinită, Hristosul interior, toate acestea și multe altele sunt echivalente pentru Dumnezeu în toate limbiile lumii. Dumnezeu este spirit, așa cum spune Isus. Nu poți vedea spiritul cu ochiul tău, dar știi că poți simți spiritul adevărului, al binelui și al frumosului, mișcându-se în inima ta. Nu poți vedea iubirea, dar știi că dragostea izvorăște în inima ta atunci când îți privești propriul copil. Există dragostea unei mame pentru copilul ei, a băiatului pentru câinele său. A tatălui pentru fiul său. De fapt, el poate sacrifica multe pentru a obține o vindecare pentru fiul său. Apoi, există dragostea de țară în care unii oameni își dau viața pentru idealuri. Iubirea se dăruiește pe sine. Nu o poți cumpăra. Iubirea este bunătate, dreptate, milă și pace. Îl iubești pe altul atunci când iubești să-l vezi pe celălalt devenind și exprimând tot ceea ce tânjește să devină. Iubește atunci când îi dorești sincer celuilalt sănătate, fericire, pace și toate binecuvântările cerului. Iubirea eliberează, iubirea dăruiește, iubirea este spiritul lui Dumnezeu care se mișcă în inimile oamenilor. Iubirea unește, ura dezvină. Ura este iubirea în sens invers. Ura, invidia, gelozia și răzbunarea sunt numite în Biblie diavolii care ne-au ne diavolit. Isus a alungat aceste modele de gândire odioase și vicioase din mințile oamenilor prin contemplarea iubirii lui Dumnezeu și a păcii lui Dumnezeu ca adevăr al ființei, iar ei au fost vindecați. Iubirea dizolvă tot ceea ce este diferit de ea însă și în mintea și în trupul omului. Îți iubesc soția atunci când vezi pacea lui Dumnezeu în ea și cheme această prezență. Când radiezi această iubire cu sinceritate, iubirea lui Dumnezeu va străluci în toată gloria sa imaculată. Dacă îți iubești soțul în adevăratul sens al termenului, vei ști, simți și crede Chiu cu vai că prezența lui Dumnezeu funcționează în el, prin el și în jurul lui. Ți-l vei imagina în mintea ta așa cum ar trebui să fie, radiant, fericit, plin de succes și liniștit. Când îți iubești soțul, nu te atașezi mental de lipsurile, neglijențele, anomaliile sau uh, idiosincraziile lui. Nici nu te oprești asupra simptomelor negative, ci te duci direct la prezența lui Dumnezeu care locuiește în el, afirmând, simțind și bucurându-te că Dumnezeu curge prin el ca armonie, bucurie, pace, succes, vitalitate și frumusețe. Nu uita! Soțul tău va fi pentru tine ceea ce crezi că este. Trăiești întotdeauna cu credința și convingerile tale reale pe măsură ce treci prin viața alături de soția sau soțul tău. Dacă un bărbat iubește o femeie, el nu va face nimic neiubitor. De exemplu, nu va veni acasă beat, nici nu o va critica sau condamna. Nu va fi sadic cu limba, nici nu va flirta și nu va da dovadă de lipsă de respect față de soția sa în public sau în orice alt loc. Dragostea nu face aceste lucruri, iubirea nu poate face nimic neiubitor. Dragostea este bună, nu se laudă, Dragostea nu invidiază, dragostea iartă întotdeauna, dragostea binecuvântează întotdeauna, dragostea vindecă toate afecțiunile, dragostea, libertatea și respectul sunt una, și ori de câte ori lipsește una dintre ele, iubirea nu este prezentă, iubirea nu este posesivă, iubirea nu constrânge. Dacă un bărbat își iubește soția, nu încearcă să transforme o transforme într-o a doua ediție a sa, determinându-o să gândească așa cum gândește el și nici nu încearcă să-i submineze personalitatea în vreun fel. Un bărbat care își iubește soția va fi încântat să o vadă pe deplin exprimată și divin de fericită. El vrea să o facă fericită, prin urmare gândurile, discursul și acțiunile sale vor dezvălui dragostea sa pentru soția sa. Multe femei sunt îngrozitor de frustrate în casă. Ele au talente minunate care se irosesc provocând confuzie cu însoțitorii ei obișnuiți, cum ar fi nevroza, insomnia și alte boli. Multe femei nu se exprimă pe deplin în căminul lor sau în bucătărie. De aceea, soții ar trebui să le încurajeze în exprimarea lor de plină în orice moment. Dacă soții și soțiile ar începe să-l vadă pe Dumnezeu unul în celălalt și să hrănească calitățile care îi fac pe unul și pe celălalt să se simtă apropiați, căsnicia ar deveni mai bine cuvântată de-a lungul anilor, iar atmosfera din cămin ar fi una de pace, armonie și bucurie. Copiii cresc după chipul și asemănarea climatului sau atmosferei mentale și emoționale din cămin. Dragostea părinților pentru copiii lor îi determină să practice prezența lui Dumnezeu în gândurile, sentimentele și acțiunile lor pe tot parcursul zilei. Când intri într-un astfel de cămin, știi că Dumnezeu sau iubirea locuiește acolo, iar Dumnezeu este iubire. Aceasta este religia nucleară, iar practicarea ei nu este altceva decât practicarea prezenței lui Dumnezeu. Este puternică dincolo de orice imaginație. Să nu o trecem cu vederea din cauza simplității sale absolute. Primul pas în practicarea religiei nucleare este de a realiza că Dumnezeu sau principiul vieții este singura prezență și singura putere. Dumnezeu este acel spirit și minte invizibilă din tine. Pacea, iubirea și bucuria pe care le simți uneori izvorând din interiorul tău sunt prezența lui Dumnezeu în tine. Atunci când rezolvă o problemă dificilă, inteligența infinită care a creat toate lucrurile și cunoaște toate lucrurile este cea care îți dă răspunsul. Există în tine tot atât de mult Dumnezeu cât există iubire, pace, bucurie, înțelepciune, înțelegere și bunăvoință. Dumnezeu este cel mai înalt și cel mai bun din fiecare om. Așa cum am spus deja, Dumnezeu este iubire nemărginită, inteligență infinită, armonie absolută, înțelepciune supremă, bucurie nemărginită, viață infinită și Dumnezeu este atotputernic. Întreaga lume este Dumnezeu sau principiul vieții în diferențiere infinită. Totul în univers este viu, Dumnezeu este viața peștelui, a păsării, a câinelui, a calului și a tuturor copacilor și vegetației. Toate mineralele și pietrele de pe câmp sunt de asemenea vii. Există diferite grade de conștiință. Inteligența infinită este Dumnezeu. Există mai multă inteligență care operează într-un câine, de exemplu, decât în peștișorul de aur din acvariu. Principiul vieții își atinge cel mai înalt grad de inteligență în omul care are puterea de a raționa și de a se acorda în mod conștient cu puterea infinită, permițându-i astfel să se ridice din ce în ce mai sus pe scara vieții. Cu cât mai multă inteligență operează în om, cu atât mai multă libertate, fericire și pace sufletească posedă acesta. El se ridică deasupra restricțiilor, limitărilor și circumscripțiilor din mediul înconjurător, deoarece gândurile și imaginile sale sunt creative, permițându-i să schimbe condițiile și să rezolve toate problemele cu care se confruntă. Ceea ce urmează este o rugăciune minunată de realizat, iar reprezintă esența religiei nucleare și este contemplată de gânditorii științifici din întreaga lume. Acești oameni se relaxează în liniște 10 sau 15 minute în fiecare zi, și meditează asupra faptului că Dumnezeu este singura prezență și singura putere. Ei își lasă gândurile să zăbovească asupra acestui adevăr profund, privindu-l din toate unghiurile. Ei încep prin a se gândi că fiecare persoană pe care o întâlnesc este o expresie a lui Dumnezeu. De fapt, tot ceea ce văd este Dumnezeu manifestat, deoarece există doar Dumnezeu care este în toate, peste toate și totul în toate. Ei își dau seama că întreaga lume și toate lucrurile conținute în ea îl reprezintă pe Dumnezeu care se dramatizează pe sine însuși pentru bucuria de a se exprima. Ei continuă să facă acest lucru în mod regulat, sistematic și cu dragoste. Ca rezultat, ei constată că întreaga lor lume se schimbă. Ei experimentează o sănătate mai bună condițiile exterioare se îmbunătățesc și sunt posedați de o nouă vitalitate și energie. Ți-aș sugera cu tărie să te gândești toată ziua din punctul de vedere al Dumnezeului unic la fiecare persoană și la fiecare situație pe care o întâlnești. roagă la locul de muncă realizând că Dumnezeu este partenerul tău și că Dumnezeu este în acțiune prin toți asociații tăi. Roagă-te în timp ce conduci mașina realizând că vehiculul este ideea lui Dumnezeu care se deplasează dintr-un punct în altul în mod liber cu bucurie și iubire. Roagă-te când intri într-un magazin realizând că Dumnezeu îți dirijează cumpărăturile, că Dumnezeul face prosper pe funcționarul care te așteaptă și că magazinul este guvernat și dirijat de înțelepciunea lui Dumnezeu. O tânără mi-a spus că și-a pierdut poșeta cu câteva duminici în urmă. Ea s-a liniștit și a spus, inteligența infinită știe unde se află poșeta mea și mă conduce la ea, iar eu urmez indicația atunci când vine. Ideea i-a venit în minte de a merge la cabina telefonică dintr-un mare magazin de medicamente, care era unul dintre multele locuri pe care le vizitase în timpul zilei. Mintea subconștientă a acestei doamne știa unde se află poșeta, și a răspuns la cererea ei. Biblia spune, gustați din Domnul, căci El este bun. Ea a gustat din Domnul, mintea subconștientă, în sensul că a experimentat modul în care funcționează aceasta, răspunzând la cererea ei și a recunoscut pista atunci când aceasta a venit. Fie ca rugăciunea să fie modul ordonat și corect de a face totul, Dumnezeu nu poate face nimic iubitor pentru că Dumnezeu este iubire absolută. Dumnezeu nu poate trimite durere pentru că Dumnezeu este pace absolută. Dumnezeu nu poate trimite boală sau afecțiune pentru că Dumnezeu este integritate, frumusețe și viață infinită. De asemenea, prezența nu îmbătrânește și nu decade niciodată. Dumnezeu nu te poate înșela, păcăli sau testa deoarece Dumnezeu este adevărul absolut. Dumnezeu nu poate provoca discordie, confuzie și haos în viața ta, deoarece Dumnezeu este armonia absolută. Noi aducem mizerie, suferință și tragedie în viețile noastre, prin propria noastră gândire greșită și prin utilizarea greșită a legilor minții noastre. Biblia spune: Dumnezeu este iubire, iar iubirea este viață. Tendința vieții este de a se exprima ca armonie, frumusețe, iubire și bucurie. A fi religios înseamnă a experimenta bucuria de a trăi. Există tot atâtea religii, câte persoane există în lume. Religia ta personală este de fapt conceptul și convingerea ta reală despre această prezență și putere din tine indiferent de apartenența ta religioasă. Ești întotdeauna legat de credința ta. A crede înseamnă a accepta ceva ca fiind adevărat. Dacă crezi că Santa Barbara se află în statul New York, scrisorile tale se vor rătăci. Sau dacă crezi că 3 și 3 fac 7, vei avea probleme lumea financiară atâta timp cât vei crede în această minciune. Religia înseamnă o cunoaștere reală a lui Dumnezeu și o experiență interioară a lui Dumnezeu în inima ta. Dacă ți-aș ține o prelegere despre sarea de masă obișnuită, descriindu-ți compoziția sa chimică, greutatea sa atomică, utilizările, etc., ai putea spune că a fost o prelegere foarte interesantă, dar dacă nu ai fi gustat sarea, nu ai fi cunoscut savoarea. Vei constata că toate marile religii ale lumii au o unitate fundamentală, de asemenea, ele au un mare număr de lucruri în comun. De fapt, toate au împrumutat unele de la altele. Toate religiile pot fi rezumate în acest adevăr: Nu știți că sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Aceasta înseamnă că Dumnezeu locuiește în tine. Adevărurile Bibliei nu pot fi predate la nivel de terminologie. Trebuie să descoperi semnificațiile alegoriilor, parabolelor, miturilor și criptogramelor. Biblia abundă în expresii figurate, idiomatice, orientale. Misticii ebraici care au scris Biblia au afirmat întotdeauna că în spatele cuvintelor există un înțeles ascuns. Așa cum Duhul lui Dumnezeu este ascuns în tine, la fel există un înțeles ascuns în fiecare parte a Bibliei. Ești mult mai mult decât corpul tău, la fel Biblia este mult mai mult decât un corp de cuvinte. Dacă nu prin parabole, nu le-a vorbit decât prin parabole. Omul trebuie să învețe semnificația parabolei și să realizeze că există un înțeles profund, interior, în fiecare parabolă și alegorie. Litera legii ucide, iar Duhul dă viață. Trebuie să găsești înțelesul din spatele cuvintelor. Oamenii cu puțină credință sau înțelegere se cearcă mereu pe puncte doctrinale. Există oameni care își petrec o mare parte din viață demonstrând că numeroasele incidente din Biblie nu sunt istorice. Poți găsi multe cărți în acest sens. Punctul important de luat în considerare. Este că toate poveștile din Biblie sunt adevărate din punct de vedere psihologic și spiritual, chiar dacă nu pot fi dovedite din punct de vedere istoric. Biblia vorbește într-un limbaj al simbolismului. Un păstor în Biblie înseamnă un om care este iluminat spiritual. Steaua pe care o vede este o realizare a prezenței divinului din el, care îl va ghida, dirija și proteja de orice rău. Dacă vrei să fii un bun păstor, să ai încredere în Dumnezeu în toate căile tale. Atunci vei găsi apele liniștite, mintea liniștită în interiorul tău. Nu ești religios sau devotat dacă nu trești nemulțumiri, ranchiuni și perpetueze animozități. Și nici nu poate omul să spună că este religios dacă nu a găsit în inima lui să uite, să ierte și să elibereze pe ceilalți. Nu există nicio consolare într-o apartenență religioasă în afara poruncii iubi unii pe alții. Primul pas în viața religioasă este curățarea minții de toate nemulțumirile. Ce rost are să vorbești despre convingere religioase dacă ești amărât, cinic, iar inima este corodată de traume psihice, de vinovăție, ranchiună și amintirea mare? Cei care se compătimesc și cei care urăsc nu pot cunoaște niciodată binecuvântările lui Dumnezeu. Nu are rost să te rogi pentru eliberarea de mizerie, durere și suferință până când nu cureți mai întâi inima. Învățăturile tuturor religiilor din lume sunt rezumate minunate în câteva versete din Biblie. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârșită alungă frica, pentru că frica are chin. Cel care se teme nu este desăvârșit în iubire. Dacă cineva zice iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, cum ar putea să iubească pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut? Și această poruncă avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Încă din zorii timpului, în nenumărate moduri, omul a venerat o divinitate. El s-a zmerit și a înălțat ființa divină, a simțit impulsul lui Dumnezeu în el. Diferitele credințe se opun sau diferă în ceea ce privește forma, ritualul și interpretarea simbolurilor. Toate sunt de acord cu privire la existența lui Dumnezeu și la virtuți, precum puritatea, bunătatea, iubirea, frumusețea și credința. Lasă aceste calități să domine! Ori de câte ori oamenii se adună pentru a se închina la un ideal transcendent, ei nu ar trebui să fie criticați sau atacați. Important este să dezvolte ceea ce se află în interiorul lor, să se îmbunătățească pe ei înșiși și să se apropie de Dumnezeu. Restul este secundar. Oamenii sunt diferiți în privința drumului pe care trebuie să-l urmeze pentru a ajunge la Dumnezeu. Îl vei găsi pe Dumnezeu printr-o inimă plină de iubire și bunăvoință. Ghizii vin și oamenii îi urmează. Unii merg pe un drum, alții aleg o cale diferită. Toți sunt convinși și sincer că drumul sau calea lor este cea mai bună. Oricare ar fi drumul pe care îl iau, duce la tine. Când ne întâlnim în vârf, nu are rost să ne luptăm și să spunem că drumul meu este singurul sau că drumul meu este absolut cel mai bun și că nu există altul. Ar fi absurd. Cu toții ne vom trezi într-o zi la gloria și iubirea lui Dumnezeu și ne vom întâlni cu toții la vârf. Inspirația divină modelată de condițiile exterioare, variind în funcție de climă, adaptată la sol și la tradițiile epocii, a dat naștere marilor religii ale lumii, a căror sursă a fost divină. Intoleranța este dovadă de neînțelegere și denotă o lipsă de iubire. Mulți bărbați și femei inteligenți se simt abandonați, inimile lor sunt pline de întrebări tulburătoare și fără răspuns. Există un singur adevăr, un singur Dumnezeu, dar există mentalități multe și variate. Ceea ce este evident pentru unii poate părea obscur și inacceptabil pentru alții. Religia nu trebuie să lupte cu știința, nu trebuie să ne împodmolim în spatele unor dogme absolute și interpretări intransigente. Nu stagna, Omul ar merge departe dacă îi s-ar dezvălui că nu există niciun conflict între știință și religie. Eu privesc știința și religia ca pe două arce de cerc care se unesc și formează un întreg. Legile care stau la baza fizicii, chimiei și matematicii nu sunt diferite de funcționarea legilor minții noastre. Trebuie să existe o abordare științifică a rugăciunii, iar aceasta este următoarea. Mergi pe drumul tău și așa cum ai crezut, așa să-ți se facă. A crede ceva înseamnă a accepta acel lucru ca fiind adevărat. Tot ceea ce accepți mental și simți că este adevărat se va întâmpla. Legea vieții este legea credinței. În ce ar trebui să crezi? În crezuri? Dogme? Bisericești? În conceptele religioase ale bunicului? În opiniile oamenilor? Nu nu este nimic din toate acestea. Este credința în lucrările minții tale subconștiente, în legile creatoare ale vieții, în bunătatea și îndrumarea lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu și în tendința vieții de a se exprima prin noi ca bucurie, dragoste, frumusețe, armonie, cu alte cuvinte, viața mai abundentă. Ceea ce contează este ceea ce crezi cu adevărat în adâncul inimii tale, nu ceea ce spui cu buzele tale sau la care dai un acord intelectual. Așa cum gândești și simți cu adevărat în inima ta, așa ești tu. Aceasta este adevărata ta religie, indiferent de etichete. Capitolul 2. Religia nucleară în relațiile umane. Te plictisești cu oamenii sau îi găsești interesanți? De exemplu, spui, mă plictisește până la lacrim și așa mai departe. O astfel de plângere este un indiciu subconștient al apatiei din noi înșine. Toți bărbații și toate femeile sunt interesanți pentru că toți suntem copiii lui Dumnezeu. Fiecare individ este în esență o întruchipare a întregii rase umane. Inteligența divină operează în fiecare persoană și ne răspunde atunci când o recunoaștem în ceilalți. Fiecare persoană este unică. Ești o expresie individualizată a lui Dumnezeu și nimeni în toată lumea nu este ca tine pentru că tu ești tu. Haideți să folosim o analogie chimică. Substanțele chimice, cum ar fi calciul, fosforul, sulful, nu se află exact în aceleași proporții în fiecare persoană. Nu există doi indivizi care să fie asemănători din punct de vedere chimic. Cu toții știm că anumite substanțe chimice au o afinitate una pentru cealaltă, Altele sunt mai mult sau mai puțin inerte atunci când sunt amestecate. Acest lucru ar fi valabil indiferent dacă se află într-un laborator chimic sau în corpul uman. Pentru a continua cu analogia chimică, aș putea spune că toate relațiile noastre cu oamenii, ostile, prietenoase sau indiferente, sunt determinate de relațiile dintre substanțele chimice din care noi și ei suntem compuși. Să presupunem pentru o clipă că un chimist calificat intră într-un laborator care conține toate tipurile de substanțe chimice. El cunoaște foarte bine structura atomică și moleculară a fiecărei substanțe chimice. El știe că în stare brută sau naturală, unele dintre aceste substanțe chimice se vor combina în funcție de calitățile lor, adică vor reacționa unele asupra altora în mod natural. Ia minte la ceea ce face omul de știință în domeniul chimiei. El își folosește cunoștințele sale în domeniul științei și al artei chimice pentru a realiza compuși chimici complexi care binecuvântează omenirea în nenumărate moduri. Chimistul, cu înțelegerea sa, amestecă armonios diverse substanțe chimice și scoate la iveală bunuri din plastic, bunuri din cauciuc și medicamente sintetice. El intră în domeniul radioului, al televiziunii, al aeronauticii și al comunicațiilor telefonice, aducând contribuții magnifice pentru rasa umană, care ar fi absolut imposibile în circunstanțe obișnuite, cum ar fi să ne încredem doar în natură pentru a face acest lucru. Haideți să începem să vedem adevărul analogiei chimice cu problemele noastre în relațiile umane. Să presupunem că îmi spui vecinii mei sunt plictisitori, insipizi, imposibili. Aceasta înseamnă că ești un chimist în propriul laborator și nu faci absolut nimic cu substanțele tale chimice. Ai putea să amesteci, să rearanjezi, să combini substanțele chimice în așa fel încât să obții un răspuns minunat, cald, cordial și prietenos din partea a ceea ce ți se pare că sunt vecini imposibili. Dacă spui unul mi se pare interesant, iar celălalt plictisitor, ești ca un laborator plin de chimicale, fără niciun chimist prezent care ar putea fabrica combinații minunate și utile cu aceste chimicale în laboratorul vecinului tău. Ești aici pentru a studia misterele vieții, pentru a înțelege umanitatea, pentru a-ți iubi vecinii, pentru a te înțelege cu ceilalți. Pentru a te interesa profund de umanitate, de Dumnezeu, de natură și pentru a aprecia faptul că fiecare om este o întruchipare a întregii rase umane. Ești aici pentru a prelua controlul asupra gândurilor, sentimentelor, răspunsurilor și reacțiilor la viață. La fel, avem responsabilitatea asupra tuturor substanțelor chimice și elementelor din corpul nostru. Dacă suntem bun chimici spiritual, ne vom combina cu elementele chimice din alți oameni și vom stabili relații umane armonioase. Pune chimistul spiritual la conducerea laboratorului tău mental și fizic. Nu fi un laborator fără chimist sau director spiritual. Tu ești stăpânul gândurilor tale. Ești singurul gânditor din universul tău. Prin urmare, știi că numai tu ești responsabil pentru modul în care gândești. Celălalt nu este responsabil pentru modul în care gândești despre el. Trezește chimistul spiritual din tine, identifică-te cu Dumnezeul din celălalt și lasă chimia iubirii, a păcii și a bunăvoinței să curgă din tine și să-l atingă pe Dumnezeul din celălalt. Stările tale de spirit, ca și elementele chimice, au afinitățile lor. Iubirea lui Dumnezeu care emană din tine se va combina chimic cu iubirea lui Dumnezeu din celălalt. Are loc o înțelegere profundă, vitală. Descoperă că așa zisul dușman este un colaborator pe cale. Un chimist spiritual nu depinde de oameni sau de mediul înconjurător pentru a-l stimula sau interesa. Dacă ar face acest lucru, el ar fi un laborator fără un om de știință prezent. El nu este la mila oamenilor sperând că aceștia sunt simpatici, interesanți și iubitori. El face combinații chimice dezirabile și utile cu toți oamenii. Dacă un om continuă să acționeze conform condiționărilor sale naturale sau afinităților sale naturale, a ceea ce îi place și ceea ce nu îi place, a prejudecăților și temerilor sale, el ar putea fi numit un om mineral sau vegetal. Care trăiește și moare ca un simplu individ pasiv și mecanic, de tip mașină, reacționând într-un mod stereotip la toate evenimentele zilei. Fie ca fiecare întâlnire cu ceilalți să fie un experiment chimic în rugăciune. Spuneți ori de câte ori întâlnești un alt personaj, Dumnezeu este în acea persoană. Ea posedă toate calitățile, atributele și puterile lui Dumnezeu. Eu sunt un chimist spiritual. Știu că toate substanțele chimice din ocean și din pământ se află în acest om. Pot să combin armonios substanțele chimice din mine cu acest om și să fac un compus minunat care ne va binecuvânta pe amândoi și întreaga umanitate. Dumnezeul din mine îl salută pe Dumnezeul din el. Eu dirigez undele chimice și spirituale care curg din mine. Știu ca un om de știință că lampa iubirii, care arde în inima mea, aprinde un foc chimic în celălalt, producând o, o fuziune divină, făcându-mă să realizez adevărul profund. L-am căutat pe Dumnezeu și l-am găsit, iar el m-a eliberat de toate temerile mele. Ești o ființă umană, ar trebui să fii vital interesat de principiul vieții care îi animă pe toți oamenii să știi că celălalt caută pe cineva care să treacă cu vederea fragilitățile, neajunsurile și dereglările sale și, la fel ca Pavel din Tars, să declare Hristos în tine, nădejdea slavei, mi se spune în Coloseni 1 cu 27. Iată cum să te unești chimic și spiritual cu o altă persoană prin afirmarea în tăcere după cum urmează. Iubirea divină curge armonios și pașnic prin el, iar între noi există armonie, pace și înțelegere. Dumnezeu îmi revelează ceea ce ar trebui să spun, iar înțelepciunea divină domnește în mod suprem. Această atitudine a minții determină o rearanjare a structurii atomice și moleculare a gândului tău, care se îmbină armonios cu celălalt, rezultând o uniune fericită între voi. Biblia spune, stârnește darul lui Dumnezeu în tine. Eliberează puterea, bucuria și iubirea lui Dumnezeu depuse în tine. Încetează să mai spui, mă plictisește, care este o mărturisire inconștientă a vinovăției din tine însuți, care indică faptul că ești înfășurat în tine însuți și cauți pe cineva care să te scoată din deznădejde sau egocentrism. De fiecare dată când te întâlnești cu altcineva, Trezește chimistul spiritual din tine și spuneți: Văd prezența lui Dumnezeu în celălalt și știu că în acest moment are loc o rearanjare a elementelor chimice din amândoi, prin care ne îmbinăm armonios, pașnic și cu iubire. Gândurile sunt lucruri și orice gândim despre celălalt, ne gândim la noi înșine. Cu câțiva ani în urmă, doctorul Charles Littlefield, un om de știință, a descoperit adevărul afirmației biblice, cum gândește un om în inima lui, așa este el. În timp ce se concentra asupra unei soluții saline, privind prin microscop, a descoperit că gândul său concentrat lua formă. Într-o zi și-a concentrat atenția asupra unei doamne în vârstă fragile, a stat privind-o cu atenție pentru o perioadă de timp. Când s-a întors să se uite la soluția salină, a fost surprins să găsească o formă în, mie, în miniatură a acestei femei. Zi după zi s-a concentrat asupra anumitor imagini mentale și a fost uimit să vadă cum imaginile sale mentale se concretizează în formele dezvoltate de cristalele din soluția salină la microscop. Omul este ceea ce gândește toată ziua. Gândurile noastre sunt uneltele și instrumentele care ne modelează destinul. Gândurile tale pot fi fotografiate. Ele au acum formă și structură în creierul tău și sunt condensate treptate în mușchi, piele și celule, precum și în experiențe, evenimente și condiții. Astăzi are loc o revoluție în domeniul chimiei și al fizicii. Chimia pe care scriitorul a studiat-o în facultate este depășită, învechită și complet irelevantă pentru descoperirile moderne. De exemplu, postulatul elementelor imuabile a dispărut. Această dogmă a dispărut odată cu descoperirea radioactivității. Oamenii de știință de astăzi subliniază faptul că trăim într-un univers dinamic, schimbător, în evoluție. În periodicele, revistele și ziarele noastre de astăzi, Omul citește despre descoperirile științei moderne. Regretatul Robert Andrews Millikan, care a condus mulți în Institutul de Tehnologie din California, la Pasadena, a spus că cele două principii fundamentale, conservarea masei și conservarea energiei, au dispărut acum ca adevăruri distincte și separabile. Einstein și alți oameni de știință au evidențiat de asemenea interconvertibilitatea energiei în masă și a masei în energie. Cu alte cuvinte, oamenii noștri de știință moderni spun că energia și masa sunt unul și același lucru care operează la niveluri diferite de vibrație. Am citit un articol cu câțiva ani în urmă în care cineva l-a întrebat pe Einstein ce este materia, iar el a răspuns energie redusă până la punctul de vizibilitate. Concepțiile de conservare a energiei și de conservare a masei nu mai sunt considerate sacrosante. Corpul tău este plastic, poros și maleabil. El este format din unde de lumină care vibrează la diferite viteze de vibrație. Știința modernă ne învață că singura diferență între o substanță și alta este numărul și viteza de mișcare a electronilor care se învârt în jurul unui nucleu dovedind dictonul lui Pitagora conform căruia lumea era guvernată de număr și mișcare. În secolul al XIX-lea au existat oameni de știință care aveau impresia că toate marile descoperiri din fizică puseseră deja făcute. Unii spuneau că tot ce trebuia să facem era să facem măsurători cantitative mai exacte asupra vechilor fenomene, nu poți măsura dragostea cu o riglă de calcul și nici pacea, fericirea, înțelepciunea sau înțelegerea. Avem de a face cu intangibilul, cu invizibilul, cu imponderabilul. Nu poți vedea puterea care îți mișcă degetul să scrie. Cu siguranță nu crezi că degetul se mișcă singur. Corpul se mișcă în măsura în care este mișcat. Corpul acționează așa cum este acționat. Corpul tău este caracterizat de inerție, iar gândurile, emoțiile și imaginile tale se joacă asupra lui în bine sau în rău. Poți interpreta o melodie a lui Dumnezeu pe țesuturile corpului tău sau un cântec de ură sau de reavoință. Vei constata că dogma multor grupuri religioase afirmă ca fiind adevărate unele lucruri care contrazic complet descoperirile științifice moderne. Există oameni care trăiesc astăzi în această țară și care cred că lumea a fost făcută în șase zile și că Dumnezeu a obosit cumva și s-a odihnit în ziua a șaptea. Geologii, paleontologii, arheologii, antropologii, fizicienii, astronomii și alți oameni de știință își dau seama că cosmosul a luat formă conform unui proiect cosmic bine definit și că a avut nevoie de nenumărate milioane de ani pentru a lua forma pe care o are acum. Toate aceste schimbări au avut loc în ordine și succesiune divină conform unui proiect arhetipal al inteligenței infinite, care este singura putere creatoare. Judecătorul Trowald, care a perceput procesul de creație, a afirmat intuitiv următoarele. În mod intuitiv, istoria fizică a planetei noastre ne arată mai întâi o nebuloasă, incandescentă, dispersată pe vaste infinități de spațiu, mai târziu aceasta se condensează într-un soare central înconjurat de o familie de planete incandescente abia consolidate, din materia plastică primordială, apoi se succed nenumărate milenii de formare geologică lentă, un pământ populat de cele mai joase forme de viață, fie ele vegetale sau animale, de la aceste începuturi crude, o mișcare maiestoasă, neîncetată, fără grabă de înaintare, aduce lucrurile etapă cu etapă la condițiile pe care le cunoaștem acum. Ai putea privi cele șase zile ale creației ca pe șase mari etape în evoluția cosmosului. Povestea din geneză înfățișează, de asemenea, cele șase etape ale rugăciunii, urmate de cea de-a șaptea zi sau sabatului Dumnezeu, în care ajungi la punctul de convingere sau de certitudine interioară că rugăciunea ta este ascultată. Există de asemenea un înțeles spiritual sau ezoteric pentru toate părțile Bibliei și dacă nu avem înțelesul interior, nu avem de fapt nicio Biblie. În limbaj psihologic, cele șase zile reprezintă durata de timp de care ai nevoie pentru a-ți imprima sau transmite ideea sau conceptul tău în mintea subconștientă. De îndată ce reușești să impregnezi subconștientul imaginându-ți realitatea dorinței tale și simțind fiorul împlinirii, impresionezi mintea subconștientă. Apoi impregnarea a avut loc, munca celor șase zile este terminată, urmată de o perioadă de odihnă numită sabat sau ziua a șaptea, care reprezintă intervalul de timp dintre impregnare și manifestare. Fizicianul, astronomul sau omul de știință modern nu își poate permite să aibă o minte închisă. Noile descoperiri și revelații obligă pe oamenii de știință să renunțe la vechile concepte mecaniciste și materialiste ale secolului al XIX-lea și să dezvăluie în mod dinamic faptul că trăim într-un univers fluid și în continuă schimbare format din forțe dansante și că universul este un fenomen mental. Fizica nouă nucleară, cu mult curaj și credință, a renunțat fără ezitare la conceptele atomiste grosiere de ieri. Acești oameni de știință au demonstrat propriile lor miracole, cum ar fi fuziunea timp-spațiu, televiziunea, transsubstanțierea nucleară, radioul, energia interatomică și așa mai departe știința începe să îngenuncheze și să se roage în fața altarului ființei. În cercurile de materie medicală se obișnuiește să se renunțe la manualele cu patologii de ieri. La fel trebuie să se renunțe la vechile superstiții și la falsele credințe despre un Dumnezeu răzbunător, despre iad, purgatoriu, diavol, forțe malefice și să se înțeleagă că toate acestea sunt pur și simplu stări de spirit create de omul însuși din cauza ignoranței și a lipsei sale de înțelegere. Ajungi la ora deciziei în propria minte, unde nu se va pune decât cel mai bun vin al înțelepciunii spirituale, pentru oaspeții care sunt flămânți de o mâncare mai sănătoasă, devin un căutător cu mintea deschisă după adevăr. Atunci când un om spune că Dumnezeu îl pedepsește sau că Dumnezeu va judeca în ultima zi, el trebuie să-și pună astfel de întrebări, cum ar fi următoarele: Ce este? De unde a apărut o astfel de idee? Cine a spus-o? De ce a fost spusă? Are vreun sens sau semnificație? Mi s-a spălat creierul încă din tinerețe? Sunt o victimă hipnotizată a ignoranței, superstiției și fricii. De unde au apărut astfel de idei? Oamenii primitivi, neștiind unde se află Dumnezeu, au creat și au postulat un Dumnezeu în afara lor. În plus, în starea lor primitivă de spirit, i-au atribuit lui Dumnezeu toate pasiunile, cum ar fi gelozia, ura, invidia, mânia, pe care le găseau în ei înșiși. Omul primitiv și preistoric își dădea seama că era supus unor forțe asupra cărora părea că nu are niciun control. Soarele îi dădea căldură, dar îi și ardea pământul. Focul îl ardea, tunetul îl îngrozea, apa îi inunda pământurile, iar vitele îi erau unecate. Ideea sa despre puterile exterioare era tipul primitiv și fundamental al oricărei idei despre Dumnezeu. El a conceput pentru aceste elemente sau forțele naturii dragoste sau aversiune, iar frica și speranța au dat naștere primei idei de religie. Omul primitiv, în raționamentul său infantil cu el însuși, a perceput că atunci când un alt om mai puternic decât el era pe punctul de a-i face rău, el era capabil să-l mituiască sau să-i ofere anumite daruri și, în alte moduri, să se umilească, molipsind astfel atitudinea celuilalt. Pornind de la acest raționament rudimentar, el a trecut de la implorarea inteligențelor vânturilor, stelelor, apelor, sperând că acestea îl vor auzi și îi vor răspunde la rugăciunile sale. A procedat la aducerea de ofrande și sacrificii zeilor vântului și ploii. Primii oameni au conceput Universul ca fiind plin de nenumărați zei. Ideile lor despre Dumnezeu erau împărțite, în funcție de senzațiile de plăcere sau de durere și derivau numai din forțele naturii. Ei împărțeau zeii și genile în puteri binefăcătoare și puteri maligne de unde și universalitatea acestor două caractere în toate sistemele religioase. Dumnezeu este principiul vieții care animă toate lucrurile. Acest principiu viață caută să se exprime prin toți oamenii sub forma armoniei, sănătății, păcii, bucuriei, plenitudinii, frumuseții și perfecțiunii. Aliniază-te cu această forță de viață creatoare și curge împreună cu această prezență Dumnezeu, realizând că ești un canal pentru divinitate. Dacă noți împotriva curentului sau împotriva valurilor mării, te scuturi destul de mult. Înoată În cu curentul, mergi împreună cu curenții vieții, iubirii, adevărului și frumuseții. Dacă te înfurii, ești resentimentar sau gelos, mergi împotriva vieții, inversezi curentul vieții. Ești aici pentru a exprima viața pe deplin și pentru a fi sănătos, fericit și în locul tău adevărat, făcând ceea ce îți place să faci. Dacă îți aplici un garou mental și spui, sunt prea bătrân, nu pot face asta, este prea târziu acum, sunt blocat, blochezi fluxul liber al spiritului. Cu alte cuvinte, ești frustrat în sensul că ți năbuși forțele creatoare din tine și nu îți realizezi obiectivele. Poți lăsa forțele creatoare să curgă prin tine sub forma artei, a muzicii, a picturii, a muncii de cercetare sau a matematicii, în funcție de înzestrările tale naturale. Atunci când îți blochezi mental binele, întreținând credința în obstacole, întârzieri și dificultăți, emoțiile tale se încordează în subconștient și, fiind de natură negativă, aceste stări distructive se manifestă sub formă de boală, afecțiuni, tulburări mentale și diverse alte forme de psihonevroză. Nu întreține niciodată convingeri fixe despre religie. Privește-ți religia ca pe o relație personală cu Dumnezeu, cu semenii tăi și cu Universul. Nu trebuie să afirm ca fiind adevărat despre Dumnezeu și Univers, ceea ce știința modernă știe că este complet fals, cum ar fi crearea Pământului în șase zile, sfârșitul lumii la un anumit moment și așa mai departe. Dumnezeul științei este principiul inteligenței infinite care operează în toți oamenii, animalele și în întregul cosmos. Dumnezeu este spiritul ordinii divine și al dezvoltării ordonate. Voltaire a scris, dacă Dumnezeu nu ar exista, ar fi necesar să-L inventăm. Negarea existenței unei inteligențe creatoare este o contradicție totală cu descoperirile evoluționiste ale întregii științe moderne. Conceptele tale religioase ar trebui să se schimbe. Bunicul tău a călărit pe un măgar sau pe un cal, astăzi călătorește într-un avion cu reacție. Oamenii comunicau între ei în această țară la un moment dat cu un ponei expres. Astăzi îți poți telefona sau trimite telegrame familiei sau poate-i vezi la televizor chiar dacă se află la mii de kilometri distanță. Dar conceptele tale religioase... Sunt ele de tipul calului și căruțașului sau ai avansat odată cu era electronică și a avioanelor cu reacție? Adevărul a fost descoperit în trecut, este descoperit acum și va continua să fie descoperit. Religia trece printr-o revoluție. Probabil că în America există aproximativ 15 milioane de oameni care citesc și studiază despre legile mentale și spirituale liber de superficialitățile, învelișurile și capcanele crezului, dogmei și tradiției. Când încep să citești ceea ce descoperă știința modernă în această eră spațială, în domeniul astrofizicii, matematicii, timpului, chimiei, percepției extrasenzoriale, terapiei științifice prin rugăciune, dezvolți un sentiment profund de umilință și receptivitate. Știința modernă pășește în umilință cu Dumnezeu, iar cei mai mari oameni de știință ai noștri sunt adevărați mistici. Mica a spus ce-ți ceră Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli cu smerenie cu Dumnezeul tău. Einstein a spus odată că cea mai frumoasă și mai profundă emoție pe care o putem experimenta este senzația de misticism. Ea este sursa întregii științe adevărate. Einstein a recunoscut spiritul superior, ilimitabil, care s-a revelat în toate fazele universului incomprehensibil. Îl privesc pe Einstein ca pe unul dintre cei mai mari mistici ai lumii. Un mistic este un om care percepe intuitiv marile adevăruri ale lui Dumnezeu, fără niciun proces conștient de raționament. Einstein a avut capacitatea de a simți în interior lucrurile invizibile ale spiritului și, prin simțire, de, la, de a le prezenta intelectului. Ceea ce intuiția dezvăluie, intelectul poate analiza mai târziu. Această simțire, întoarsă spre prototipuri spirituale, este cea care marchează activitatea adevăratului mistic din orice epocă. Există o știință atomică a spiritului, de asemenea cu propriile sale lungim de undă și electronică, să intrăm în oscilațiile înalte ale spiritului, concentrându-ne atenția asupra lui Dumnezeu, singura prezență și singura putere, și atunci vom descoperi marile adevăruri ale Bibliei. Dacă ochiul tău este singur, tot trupul tău este plin de lumină, cu ochii mei rămași la tine, nu există rău pe calea mea minunile subconștientului și știința. Mintea noastră este o grădină. În această grădină, care se numește grădina Edenului sau grădina lui Dumnezeu, noi plantăm semințe. Indiferent de ceea ce semănăm cu mintea noastră conștientă, subconștientul nostru va duce la îndeplinire. Prin urmare, haide să semănăm gânduri de pace, fericire, îndrumare și bunăvoință. Să medităm asupra acestor calități și să le acceptăm în mintea noastră rațională, conștientă. Tot ceea ce acceptăm în mintea noastră rațională, conștientă, subconștientul nostru, care este ca solul, va accepta fără să pună întrebări și îl va aduce la îndeplinire. Asumarea și convingerile subconștiente ale omului dictează și controlează toate acțiunile sale conștiente. Acesta este motivul pentru care omul este exprimat prin credință. Prin urmare, nu crede nimic care să nu contribuie la sănătatea, fericirea și liniștea ta. Subconștientul tău va obiectiva cu fidelitate gândirea obișnuită a minții tale conștiente. Tot ceea ce crezi că este adevărat în mintea ta conștientă, subconștientul tău va accepta fără îndoială. Fii foarte atent să accepti doar ceea ce este adevărat, nobil și dumnezeiesc. Tot ceea ce imprimi în subconștientul tău este exprimat pe ecranul spațiului sub formă de condiții, experiențe și evenimente. Așa cum semeni în subconștientul tău, așa vei culege în corpul și în mediul tău. Odată Caruso a fost lovit de trac. El spunea că avea gâtul paralizat din cauza spasmelor provocate de frica intensă care îi constrângea mușchii gâtului. Transpirația îi curgea abundent pe față. Era rușine pentru că în câteva minute trebuia să iasă pe scenă, dar tremura de frică și trepidație îi spunea: Vor râde de mine, nu știu să când. Apoi a strigat în prezența celor din spatele scenei: Eu, cel mic vrea să-l sugrume pe eu cel mare dinăuntru. I-a spus micului eu: Pleacă de aici, marele eu vrea să cânte prin mine. Prin eu cel mare se referea la Dumnezeu, la puterea fără limite din el și a început să strige: Ieși afară, ieși afară, eu cel mare va cânta. Acest lucru a eliberat puterea atotputernică din el când a venit momentul, a ieșit pe scenă și a cântat glorios, maestos, captivând publicul. În subconștientul tău, așa cum a scris William James, se află puterea care mișcă lumea. Este puterea tot puternică a lui Dumnezeu. Subconștientul tău este una cu inteligența infinită și înțelepciunea nemărginită este alimentat de izvoare ascunse și se numește legea vieții. Orice lucru pe care îl imprim subconștientului, acesta din urmă va mișca cerul și pământul pentru a-l aduce la îndeplinire. El nu cunoaște obstacole, trebuie să-l impresionăm cu idei corecte și gânduri constructive. Subconștientul tău este impersonal și neselectiv. Se numește soție, Biblia spune soțul să fie capul soției. Mulți oameni iau aceste afirmații la propriu, cu tot felul de consecințe absurde. Biblia este un manual de psihologie care se ocupă cu principiile și modurile de viață. Ea se ocupă de stări, tonuri și vibrații. Vorbește despre principiul masculin și feminin din fiecare dintre noi. Mintea conștientă este soțul. Ea este capul soției, deoarece subconștientul este susceptibil de sugestie și controlat prin sugestie. Orice decretează mintea conștientă, subconștientul va onora și va executa în consecință. Poți crede o minciună, iar subconștientul tău va exprima tot ceea ce îi se imprimă, bun, rău sau indiferent, și va duce la îndeplinire. Motivul pentru care există atât de mult haos și mizerie în lume se datorează faptului că oamenii nu înțeleg interacțiunea dintre principiul masculin și cel feminin din ei înșiși. Atunci când aceste două principii lucrează în acord, în concordanță, în pace și în sincronie împreună, avem sănătate, fericire, pace și bucurie. Nu există boală sau discordie atunci când conștientul și subconștientul lucrează împreună în mod armonios și pașnic. Ceea ce este adevărat din punct de vedere subiectiv este adevărat și din punct de vedere obiectiv. De exemplu, o femeie iubește să urmeze un bărbat care conduce. În Biblie, bărbatul este o persoană care plănuiește, alege, dirijează, imaginează, decide și duce lucrurile la bun sfârșit. Ce plantăm cu mintea noastră conștientă? Mintea conștientă este mintea rațională. Ea analizează, cântărește, disecă, investigează, scrutează și alege. Alege astăzi pe cine vei sluji, ce alegem noi. Dacă suntem resentimentari sau plini de ură, semănăm aceste semințe și este posibil să avem creșteri în corpurile noastre care să conformeze atitudinea noastră mentală distructivă. Creșterile pot apărea în diferite părți ale corpului. Mormântul lui Hermes era deschis cu un fel de respect mistic, deoarece oamenii credeau că în el se afla cel mai mare secret al veacurilor. Secretul era cum e înăuntru, așa e și afară, cum e sus, așa e jos. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este imprimat în subconștient se exprimă, Acestea au fost adevăruri proclamate de Moise, Isaia, Isus, Buddha, Zoroastru uh, și toți clar văzătorii iluminați ai veacurilor. Omul cu spirit viu și treaz știe că cel mai mare secret din lume este descoperirea prezenței lui Dumnezeu în om. Marele secret al școlilor antice ale templelor de mistere era acela că eu sunt în tine, este Dumnezeu. Acesta era marele secret. Când spui eu sunt, anunți ființa pură, viața, conștiința nediferențiată și prezența lui Dumnezeu în tine. Acesta este marele secret. Așa zisul secret din mormântul lui Hermes, cum e înăuntru, așa e și afară, nu este un secret. A fost cunoscut dintotdeauna. Cu alte cuvinte, tot ceea ce simți ca fiind adevărat din punct de vedere subiectiv se exprimă sub formă de condiții, experiențe și evenimente. Nu ne putem abate niciodată de la adevărul că așa cum gândește și simte un om, așa este el. Gândul și sentimentul tău îți controlează destinul. Intrările și ieșirile trebuie să fie egale. Mișcarea și emoția trebuie să se echilibreze. Așa cum în cer, propria conștiință, așa și pe pământ, în corpul și mediul tău. Aceasta este legea vieții. Vei regăsi în întreaga natură legea acțiunii și reacțiunii, a repausului și a mișcării. Acestea două trebuie să se echilibreze. Atunci vor exista echilibru și balanță. Realizează că în noi se află însăși viața divinității. Suntem aici pentru a o lăsa să curgă prin noi în mod ritmic și armonios. Roagă-te frecvent după cum urmează, Dumnezeu curge prin mine ca armonie, sănătate, pace, frumusețe și acțiune corectă. Dumnezeu vorbește, gândește și acționează prin mine acum, iar eu exprim viața divină. Fiecare poate face ceva mult mai minunat decât face acum. Fiecare băiat vrea să fie un erou. El trebuie să fie învățat să-și exprime și să-și dirigeze talentele și să-și exprime dorințele în mod corect de-a lungul canalelor divine. Ceva din interiorul băiatului îi spune că este născut pentru a fi victorios și triumfător. Dumnezeu îi șoptește prin îndemnuri și insinuări, merge înainte și cucerește. Sinele superior știe că el poate să o facă. Dorințele, ideile, planurile și scopurile pe care le ai sunt calitățile prezenței lui Dumnezeu în tine, care spune că poți fi, poți face și poți avea. Altfel nu ai avea dorința. Subconștientul tău este impersonal și neselectiv. Este tot înțelept și cunoaște răspunsurile la toate întrebările. El nu se ceartă cu tine în mod controversat. Nu spune, nu trebuie să mă impresionez cu asta. Soțul își lasă soția însărcinată, iar ea naște un copil. Dacă se urăsc unul pe celălalt, copilul se poate naște orb, surd sau diform. Actul creator ar trebui să se bazeze pe iubirea divină în care fiecare vede pe Dumnezeu un celălalt. Ca urmare, copilul se naște corespunzător a acelei stări de spirit creatoare. Este un copil minunat din punct de vedere spiritual, mental și fizic. Simte în inima ta că acest lucru este adevărat. Din punct de vedere psihologic, soțul este ideea, iar sentimentul este mama. Aceștia doi trebuie să se pună de acord, producând un copil al minții, care este rugăciunea cu răspuns. Există o inteligență în atom, trebuie să existe, atunci când doi atomi de hidrogen se combină cu unul de oxigen și creează o moleculă de apă. Există viață, inteligență și putere în toată natura care operează instinctiv, automat, mecanic și matematic. Cum îți poți face subconștientul să lucreze pentru tine? Mai întâi de toate, realizează marele secret conform căruia aportul și ieșirea trebuie să fie egale. Impresia și expresia trebuie să fie egale. Toate frustrările se datorează dorințelor neîmplinite. De exemplu, atunci când spui nu pot face asta, sunt prea bătrân acum, nu pot face față acestei obligații, m-am născut în partea greșită a căii ferate, nu cunosc politicianul potrivit, opui rezistență, iar frustrarea se instalează. Îți blochezi propriul bine. Atunci când punem obstacole și întârzieri în mintea noastră, spunem de fapt că nu credem că inteligența infinită care ne-a dat aceste dorințe le poate îndeplini negăm prezența și puterea lui Dumnezeu care se află în propriul nostru subconștient. Noi punem la cale opoziții, fricțiuni, întârzieri, impedimente și dificultăți. Acest lucru generează congestie urmate de boală, frustrare și tendințe nevrotice. Afirmă cu îndrăzneală prezența lui Dumnezeu care mi-a dat această dorință, mă conduce Mă ghidează și îmi dezvăluie planul perfect. Acest lucru face ca aportul și ieșirea să devină egale. Mișcarea și emoția, impresia și expresia sunt una. Cum e înăuntru, așa e și afară. Ceea ce ai simțit în interior se exprimă în exterior și există echilibru, cumpănă și echitate. Dacă gândești negativ, distructiv și vicios, aceste gânduri generează emoții care trebuie să fie exprimate, iar fiind negative își găsesc o ieșire, poate sub formă de ulceri, probleme cardiace, tensiuni și angoase. Toate acestea se datorează faptului că am plasat întârzieri, obstacole și impedimente în propria noastră minte. Încetează să mai blocheze energia divină care caută întotdeauna să curgă armonios prin tine trebuie să devenim canale pentru divinitate. Suntem aici pentru a elibera iubirea, lumina, adevărul și frumusețea lui Dumnezeu. Aceasta este voința lui Dumnezeu pentru fiecare ființă din lume. Ești aici pentru a exprima valuri peste valuri de bucurie, pace și fericire. Toate acestea sunt calitățile lui Dumnezeu care caută să se exprime prin tine. Biblia spune: din inimă ies problemele vieții. Inima este un cuvânt caldean care înseamnă subconștient. Păzește-ți inima cu toată sârguința căci din ea ies problemele vieții. Cum gândește un om în inima sa, așa este el. Tot ceea ce gândești și simți în mod conștient ca fiind adevărat, subconștientul tău va aduce la îndeplinire. Dacă spui, ori de câte ori mănânc ciuperci, am o indigestie acută, Mintea subconștientă va lua această sugestie ca pe o cerere. Când va veni momentul să mănânci ciuperci, subconștientul va spune, șefului nu-i plac ciupercile. De exemplu, dacă spui, dacă iau cafea seara, înainte de a mă culca, nu pot dori, dormi, subconștientul reacționează ca și cum ar spune, șeful nu vrea să doarmă în seara asta. Dacă spui, nu există nicio ieșire, sunt pierdut, nu există nicio cale de ieșire din această dilemă, sunt blocat și în impas, vei fi blocat. Vei fi frustrat, nu vei primi niciun răspuns din partea subconștientului tău. Dacă vrei ca subconștientul să lucreze pentru tine, dă-cererea corectă și obține cooperarea sa. Acesta lucrează mereu pentru tine. Îți controlează bătăile inimii în acest minut și de asemenea respirația. Vindecă o tăietură pe degetul tău, iar tendința sa este spre viață, căutând mereu să aibă grijă de tine și să te păstreze. Subconștientul are o minte proprie, dar acceptă tiparele tale de gândire și imaginile mentale. Dacă ești capitanul de pe punte și dai ordine greșite oamenilor de jos, aceștia îți vor urma instrucțiunile. Nava poate să se ducă pe stânci. Spune-i subconștientului tău, știu că există un răspuns, îl accept acum și mulțumesc. Această atitudine afirmativă ar trebui să producă un răspuns din partea minții tale profunde, care cunoaște doar răspunsul. Subconștientul tău poate citi conținutul unui seif închis. El cunoaște motivele unei alte persoane. Să presupunem că ți se cere să semnezi un document și te întreb dacă trebuie să o faci sau nu. Afirmă după cum urmează, inteligența infinită mă ghidează, mă îndrumă și îmi spune ce trebuie să fac. Vei primi un răspuns, poate un sentiment persistent care îți va spune să nu semnezi. Ai întrebat și ai primit un răspuns. Nu a vorbit cu voce, dar ai simțit un îndemn sau un sentiment predominant. Ascultă această cunoaștere interioară tăcută care urmează adevăratei rugăciuni. Care este ideea sau sentimentul pe care îl ai acum despre tine însuți? Fiecare parte a ființei tale exprimă această idee. Vitalitatea, corpul, starea financiară, prietenii și statutul social reprezintă o reflectare perfectă a ideii pe care o ai despre tine însuți. Atunci când te rogi pentru un drumare, Răspunsul se află în subconștientul tău, acesta cunoaște răspunsul la orice. Cu toate acestea, dacă spui, nu cred că există nicio cale de ieșire, sunt încurcat și confuz, de ce nu primesc un răspuns, îți neutralizezi rugăciunea și asemenea soldatului care marchează timpul, nu ajungi nicăieri. Ne facem rău prin ideile pe care le întreținem. De câte ori, te-ai rănit pe tine însuți, devenind furios, temător, gelos sau răzbunător. Acestea sunt otrăvurile care intră în subconștientul tău. Nu te-ai născut cu aceste atitudini negative. Mulți oameni spun că sunt victimele trecutului și dau vina pe subconștient. Hrănește-ți subconștientul cu gânduri dătătoare de viață și extirpă și expulzează toate tiparele negative găzduite în el. Acordează-te la viața, iubirea și puterea infinită a lui Dumnezeu și devină acum un canal pentru iubirea sa. Atunci tot trecutul este șters și nu mai este amintit. Haideți să ne oprim asupra unui adevăr simplu despre subconștientul tău. Este o minte cu sens unic. Dacă spui, cum voi face ca subconștientul să lucreze pentru mine? Răspunsul este: supraveghează-ți mintea conștientă și asigură-te că gândurile pe care le ai în mod obișnuit se bazează pe tot ceea ce este adevărat, frumos, drept și de bun augur. Misiunea ta este să ai grijă de mintea ta conștientă, iar subconștientul va avea grijă de el însuși. Subconștientul nu încetează niciodată să funcționeze, hrănește-l cu premise adevărate. Intuițiile și îndemnurile subconștientului sunt întotdeauna spre viață. De exemplu, dacă ai luat o mâncare stricată, aceasta te-ar determina să regurgitezi. Dacă ai luat o travă, subconștientul ar neutraliza-o dacă ai avea încredere deplină în puterea sa de a face minuni. Cu toate acestea, dacă persiști să-i dai modele negative, el trebuie să-ți urmeze ordinele. Umplându-ți mintea cu adevărurile lui Dumnezeu, alungi din mintea ta tot ceea ce este diferit de Dumnezeu. Ceea ce este mai josnic se supune celor mai înalte. Începe acum să ai grijă de mintea ta conștientă, știind în inima și în sufletul tău că mintea ta subconștientă se exprimă, se reproduce și se manifestă mereu în conformitate cu gândirea ta obișnuită. Mintea subconștientă este păstrătoarea corpului tău. Ea te vechează în timp ce dormi și îți digeră hrana. Dacă dorești să te vindeci în această seară, așează-te în liniște și relaxează-ți corpul. Afirmă încet, pașnic și cu dragoste. Degetele mele sunt relaxate, picioarele mele sunt relaxate, gleznele mele sunt relaxate, umerii mei sunt relaxați, gâtul meu este relaxat, capul meu este relaxat. Fața mea este relaxată, mușchii mei abdominali sunt relaxați, întreaga mea ființă este complet relaxată și mă simt minunat. În această stare de relaxare, roagă după cum urmează. Puterea miraculoasă de vindecare saturează fiecare celulă a ființei mele. Întregul meu corp este acum transformat în modelul de pe munte. Infinita prezență vindecătoare care m-a creat. Mă faci acum întreg și perfect, iar eu mă bucur că este așa. Faceți lucru în liniște de mai multe ori simțind adevărul la ceea ce afirmi. Știi ce faci și de ce o faci. Gândurile tale de integritate, frumusețe și perfecțiune se scufunde în subconștientul care eliberează prezența vindecătoare, făcându-te întreg, pur, relaxat și perfect. Subconștientul tău are modelul perfect al plămânilor, inimii, ochilor și al tuturor organelor corpului tău. Există o condiție prealabilă înainte de a folosi subconștientul pentru a vindeca. Nu trebuie să ai mânie, răvoință sau ură față de nimeni. Nu te poți aștepta ca prezența vindecătoare să curgă printr-o conștiință contaminată. Apa nu curge printr-o țeavă plină de molos și rugină trebuie să ierți pe toată lumea. Dacă cineva te-a rănit, roagă-te după cum urmează. Îi doresc armonie, sănătate, pace, bucurie și toate binecuvântările cerului. Fac acest lucru cu sinceritate. El este liber și eu sunt liber. Știu când l-am iertat pe celălalt pentru că atunci când îl întâlnesc în mintea mea, un val de pace se îndreaptă spre el și mă bucur sincer când aud vești bune despre el. Subconștientul va răspunde, dar se așteaptă ca tu să ajungi la o decizie, la o judecată adevărată în mintea ta conștientă. Ajungi la o concluzie și fi hotărât și specific în mintea ta când spui cu sens, ordinea divină este a mea, acțiunea corectă divină este a mea un final fericit este al meu, subconștientul va răspunde în consecință. Dorește pentru toată lumea ceea ce îți dorești pentru tine însuți. Fi sincer și onest în această privință. Pe măsură ce îi binecuvântezi pe alții, te binecuvântezi pe tine însuți. Afirmă cu îndrăzneală, succesul este al meu, bogăția este a mea, acțiunea corectă divină este a mea, Călăuzirea divină este a mea, vorbesc serios, sunt sincer. Nu ezita și vei descoperi că se întâmplă minuni în viața ta. Dacă spui, nu știu care este calea de ieșire, nu vei primi niciun fel de răspuns, iar confuzia va fi și mai mare. Dacă în birou există dizarmonie, roagă-te după cum urmează. Armonia și dragostea lui Dumnezeu. Domnesc în mințile și inimile tuturor. Eu decretez acest lucru și se va întâmpla în ordinea divină. Vei obține rezultate din partea subconștientului tău, deoarece ai luat o decizie precisă. Ai încredere în această minte profundă, spune este marele executiv. El știe răspunsul. Dacă o faci, vei obține rezultate. Soluția divină va urma prin înțelepciunea și inteligența celuia tot puternic. Un alt mare secret al subconștientului este că subconștientul se ocupă de scopuri, nu de mijloace. El știe cum să aducă cererea ta la îndeplinire. Dacă plănuiești cum vei obține un răspuns, de unde, când, unde îți anulezi scopul, blochezi acțiunea subconștientului tău. Acesta spune de fapt, nu ai încredere în mine, nu mă crezi. Nu crezi că sunt marele executiv, nu știi că am know-how-ul de realizare. Asta este ceea ce pare să-ți spună. Mergi până la capăt în rugăciune. Vezi și simte finalul fericit, soluția fericită, soluția de ieșire, iar subconștientul își va elibera măreția și înțelepciunea în favoarea ta. Nu încerca să înfrânezi, să intimidezi sau să constrângi subconștientul. Dacă folosești efortul și forța, presupui o putere opusă. Acest lucru indică un conflict în minte. Există o singură putere. Dacă ar exista două puteri, una ar anula-o pe cealaltă, ceea ce ar duce la conflicte și dispute peste tot. Semnezi cecuri în alb atunci când faci afirmații de genul nu există nicio putere, nu este suficient pentru toată lumea sau există o penurie, poate că nu pot plăti ipoteca, etc. Dacă ești plin de teamă cu privire la viitor, semnează de asemenea un cec în alb și atrage asupra ta condiții negative. Mintea subconștientă ia teama și credința ta drept cereri, Procedând în felul său pentru a aduce obstacole, întârzieri, lipsuri și limitări în viața ta. Celui care are sentimentul de bogăție, îi se va adăuga mai multă bogăție. Celui care are sentimentul de lipsă, îi se va adăuga mai multă lipsă. Mintea subconștientă îți oferă de asemenea dobândă compusă. În fiecare dimineață, când te trezești, depune gânduri de prosperitate, succes, bogăție și pace. Insist asupra acestor concepte, ocupeți mintea cu ele cât mai des posibil. Aceste gânduri pozitive își vor găsi drumul ca depozite în mintea ta subconștientă și vor aduce abundență și prosperitate. Te pot auzi spunând, oh, am făcut asta și nu s-a întâmplat nimic. Nu ai obținut rezultate pentru că te-ai complăcut în gânduri de frică poate 10 minute mai târziu și ai neutraliza binele pe care le-ai afirmat. Atunci când pui o sămânță în pământ, nu o dezgropi. Să presupunem de exemplu că vei spune, nu voi putea face acea plată înainte de a merge mai departe de voi. Oprește propoziția și oprește deasupra unei afirmații pozitive, constructive, cum ar fi, Ziua și noaptea sunt prosper în toate căile mele. A prospera înseamnă a progresa pe toate dinile în înțelepciune, înțelegere și posesiuni materiale. Banii reprezintă bogăția. Ei sunt un simbol al schimbului. Reprezintă libertate, opulență, lux și rafinament. Nu cunosc pe nimeni care să spună că are prea mult. După toate probabilitățile, el caută mai mult. Dacă te confrunți cu un blocaj financiar, obstacolul se află în propria ta minte. Acum poți distruge acel blocaj mental. Intră în relații mentale bune cu toată lumea. În timp ce mergi la culcare în această seară, exersează numeroasele tehnici la care ne referim ocazional. Repetă cuvântul bogăție în liniște, cu ușurință și cu sentiment acest lucru la nesfârșit ca un cântec de leagăn. Adorim cu cuvântul bogăție. Ar trebui să fii uimit de rezultate. Bogăția ar trebui să curgă spre tine în avalanșe de abundență. Acesta este un alt exemplu al miracolelor minții subconștiente. Dragilor, aceasta a fost minunata Carte, eu îi spun carte pentru că așa am găsit-o online. E posibil să fie, de fapt, niște prelegeri care sunt puse împreună sub o formă de carte. Mie mi-a plăcut enorm și mi-a reamintit ceea ce știam. Cred că este, din nou, încă o prelegere, o carte, nici eu nu știu, pentru că n-am mai stat să studiez în detaliu dacă într-adevăr este carte sau uh, sunt lucrări, uh, care merită toată atenția și care merită să fie ascultată și reascultată și iar ascultată și iar reascultată. Uh, sper uh, să vă fie de folos, dragilor, și bineînțeles până la următorul filmuleț, să avem cu toții pace în suflet. Numai bine!